ne-au trecut toate aceste lucruri prin cap, dar încă o dată e foarte important. Și atunci aș mai avea încă o precizare de făcut care poate ne ajută pe noi ca nație. Între 1,5 și 2 metri distanță, totuși este, e o lume aici. Mă gândesc, de exemplu, la prietenii noștri din Africa, continentul negru, care este și el greu încercat în această perioadă, unde sunt plaje destule, să știți. Poate face plajă, de exemplu, în Kenya, pe litoralul Oceanului Indian, poate face plajă la lacul Victoria, de exemplu, ugandezii. Hai să vorbim un pic despre ei. Frații noștri, practic, da? Uganda, să ducă ea la scăldat la lacul Victoria. E bine, în Uganda, fraților, între 1,5 metri și 2 metri distanță, îți joci viața. Pentru că dacă distanțarea permisă de guvernul de la Kampala este de 1,5 metri, toată lumea poate să stea în toată lumea. Sau vreau să spun lângă toată lumea. Dacă distanța e de 2 metri, totuși unii rămân pe din afară. Se vă voiesc în jvedire. Adică, totuși, între 1,5 și 2 metri nu ne avantajează burtiera aia, mă rog, chestia aia roșie. Deci, 1,5-2 metri, da? Se zice, mă, în fine, cam așa, cam așa, da? Bă, în Uganda, în Kenya, în Africa de Sud, unde vreți, în Burundi, în Tanzania, toate țările din zona respectivă, Malawi, Angola, Namibia, Eswatini, absolut toate din regiunea respectivă, unele cu ieșire la mare, altele nu, te duci în Africa de Sud, dacă nu la mare, asta e, chiar dacă acolo, vă reamintesc, e iarna acum, dar zona Cape Town nu este chiar o catastrofă, se poate face, apa e undeva la 23 de grade acum în zonă, știi, este domnul Zaharescu mai bine decât noi, într-adevăr, despre Cape Town. Te duci în Madagascar, că în Madagascar, mai ales în partea unde este ciumă un pic acolo, în partea de est, apa e destul de călduță acum. Am informații de la sursă, scris cineva din Reunion că e destul de rece apa în Oceanul Indian, un pic mai caldă ca la Mediterana, un grad sau două, dar nu contează. Când vii din Europa de Nord, din Marea Britanie, este excepțională. Deci să știți că acolo, între 1,5 și 2 metri de distanțare socială, de exemplu, cât trebuia să stea Bădulescu față de Nicușor Dan. Stai mă la 2 metri de mine, i-a zis Nicușor Dan lui Bădulescu, e acolo la ăia... Da, îți joci viața. În România nu e nicio problemă. Că ești la 1,5, că ești la 2, oricum te uiți de la distanță, n-ai nicio șansă. Bă, dar la ăștia, vorba lui Pap Diuf, săracu. Legendele astea, da, în Africa, nu sunt valabile peste tot. Că toți africanii ar fi la fel și că de la început, de când se nasc, îi mută niște paturi dintre astea de terapie intensivă pentru adulți. Nu. Nu e întotdeauna așa la ei, sunt legende astea, dar 1,5 metri ajunge cam la toată lumea la ei. 2 metri însă nu e chiar așa de ușor. Și atunci există, iată, zone de pe glob unde problema asta, care încă n-a fost definită de Organizația Mondială a Sănătății, este una crucială. Bun, Tătaru a spus că măsurile vor fi impuse de la 1 august, care e sâmbătă aceasta, depinde însă de evoluția pandemiei. Într-adevăr, o întrebare interesantă pe această temă în Libertatea. Cum explică autoritățile sanitare, întreabă ziarul, că avem aproximativ 1000 de cazuri noi și la 7000 de teste și la 21000 de teste. Și aici se explică, scrie mai mărunt, deci nu putem citi decât noi, zice așa, luni 27 iulie, România a înregistrat 1104 cazuri noi, la 7633 de teste efectuate în 24 de ore. Ieri am avut 1151 de cazuri noi, într-un total de 21165 de testări. Deci de aproape 3 ori mai multe teste efectuate, cazurile erau practic identice. Diferența era de 51 minus 4, adică de 47 de cazuri. Este o anomalie, zice ziarul, care a plecat să investigheze, să vadă care sunt motivele. Mai ele pot fi multe. De exemplu, s-a nimerit ca din cei 21.000 de testați, mulți sunt la cerere, să nu fi fost mai mulți bolnavi decât în... Sigur, e văzută ca o glumă asta, decât atunci când se testau 7.000. Da? Poate că ai nimerit numai oameni sănătoși. Asta merge odată. Dacă însă se întâmplă de mai multe ori, într-adevăr este o problemă. Tot astăzi am aflat că testele nu sunt deloc fiabile și că
s-a ajuns undeva cu fiabilitatea în jur de 40%. Știu dintr-o sursă, a povestit cineva, că a fost testat de două ori negativ. El s-a dus pentru că se simțea îngrozitor. N-a făcut testul în primele zile, tot așa nu știa ce să facă, a citit, a văzut, a auzit de catastrofă în spitale și a zis, bă, stau acasă, poate îmi revin. Acasă, nu știu cât de izolat, nu mă întrebați pe mine, nu e problema mea, probabil s-o fi închis într-o cameră, îi dădea nevasta pe sub ușă, ce încape pe sub ușă, nu încape oala cu sarmale, cât un bilețel de dragoste. Uite cum a fost când ne-am cunoscut, ca să-i mai întrețină moralul. Ce dracu să-i bagi pe sub ușă? Nu poți să-i bagi nimic, nici măcar o boabă de orez nu încape. În fine, omul a început să se simtă tot mai rău după câteva zile, că așa e acum cu boala, nu mai scapă nimeni de ea, și s-a dus să se testeze, că asta era primul drum. Iarăși nu înțeleg cum a reușit să se testeze, mă, nu știu exact cât a așteptat, ce programări a făcut, poate că unii mai au noroc, cine știe unde s-o fi dus. Eu am făcut ea testul de două ori, într-un interval, înțeleg, de câteva zile, de fiecare dată a ieșit negativ. El are coronavirus, da? Pentru că nu, ce boală să fie alta, temperatură mare, să simte grozitor, da? E în epoca asta, nu face aprindere de plămâni vara. Eu, de exemplu, n-am fost niciodată bolnav în viață, am mai explicat asta, niciodată în 50 de ani, în luna iulie. N-am avut niciodată nicio boală. Deci dacă încep să mă simt rău în perioada asta, n-are ce să fie. Deci aici nu există, a, păi stai că poate e o răceală, nu există răceală în luna iulie, da? Și în orice caz nu sunt epidemii. Te poți îmbolnăvi de aprindere de plămâni dacă mergi pe digul ăla din delta, faci maratonul, te plimbi toată ziua cu bicicleta, joci fotbal, bei apă rece, dar dacă nu faci nimic, stai acasă și vii la serviciu, nu poți să faci aprindere de plămâni decât dacă există o epidemie. Deci nu sunt consecințe decât pe calea asta. Și atunci omul nostru, da, care se simte prost și toate testele ies negative, va fi probabil lăsat să moară acasă, iar statul nu-l va trece la morți de COVID, pentru că nu este responsabilitatea lui. Deci fiabilitatea testelor este scăzută, probabil că România, care a importat de undeva testele astea, nu? Ele nu sunt făcute la noi, noi nu avem nici apă caldă, cum să facem teste COVID. Astea sunt povești, România produce, România nu produce nimic. România are oameni ca Robert Turcescu, oameni ca Romașcanu, oameni ca Ciolacu, oameni ca Bădulescu, asta e România. Noi producem, România produce pentru ăștia. Ăștia au ei acolo pentru ei. Ei însă nu ar avea dreptul să se exprime. Într-o țară normală, bine guvernată, cu oameni sănătoși la cap, acești oameni nu s-ar exprima niciodată. Cuvântul lor nu are nicio importanță, dimpotrivă, ne infectează pe noi. Ăștia ne infectează și atunci când deschid gura. Șnapanii ăștia. Sunt niște șnapani naționali, dar practic au o reputație internațională. Deci nu astfel de cazuri trebuie discutate. Ori, apropo de importul de teste, ele ori fi venit din lumea asta, da? O lume îndepărtată de noi, să zicem o Chină dintre asta care vindea produse de proastă calitate, poate chiar deficiente. Da? Asta am achiziționat noi. Așa că nu trebuie să supere pe nimeni, dar în România testul nu reprezintă nimic. Aveți încredere în ceva ce se produce în România? Aveți încredere în ceva ce face România public? Eu n-am încredere, n-am avut încredere niciodată. Niciun român în nimic din ce reprezintă statul român. Statul român nu mi-a dat niciodată nimic de când m-am născut. N-a făcut nimic pentru mine, afară de faptul că m-a școlarizat în epoca Ceaușescu gratuit, da. Statul ăla nu mai există. A murit odată cu noi atunci la vârsta de 18 ani. Iar după Revoluție nu mi-a dat nimic. N-am lucrat niciodată la stat, i-am plătit doar impozite ca bou. Deci România n-a făcut absolut nimic pentru mine și în situația mea sunt atâția oameni. Eu am ales să nu plec din țară, din prostia altora, am mai explicat-o. Am fost și eu prost pe lista aia, dar nu prostul cel din tâi. Proști au fost în general cei de lângă mine, care s-au codit, s-au cotit, n-aveau curaj și așa mai departe. Și atunci, sigur, am ales până la urmă și eu doza asta de confort, imbecilitatea asta specific românească și m-am trezit cu nimic, eșuând practic în această zonă a lumii. Statul cu oată n-a făcut nimic, deci nu poți avea încredere în ceva românesc, poți avea încredere într-un român. Este mult prea mult acest lucru. Cei care au făcut-o ori aveau niște standarde foarte joase, ori până la un moment dat s-au păcălit. Deci încă o dată
trebuie să încercăm să evităm asta, să nu avem încredere niciodată în nimeni și cu atât mai puțin în ceea ce este românesc sau în ceea ce ne promit autoritățile că au făcut, au de rest. Nu există așa ceva. În țara asta s-a văzut și în epoca pandemiei, mai mult ca oricând în ultimii 30 de ani, autoritățile, de exemplu, au acționat numai în folos propriu. Ne-au lăsat de izbeliște, toate afacerile care s-au făcut în pandemie au fost în defavoarea poporului român. Toate au fost făcute numai pentru ei. Toate administrațiile, toate societățile, primăriile, toate au lucrat în interes propriu. Dacă nici acum n-a existat nici cea mai vagă urmă de solidaritate națională, atunci când? Este limpede așadar că suntem fiii ploii. Ministrul Sănătății dă vina pe factorul politic pentru agravarea pandemiei, evident, era limpede, adică dă vina pe PSD, faptul că ăia au instigat la nesupunere socială, da, la escaladarea violențelor. Păi am mai explicat-o. PSD-ul este, cum explică doamna Cati Andronescu de fiecare dată când vine la televizor, cel puțin la noi o dată de două ori pe săptămână. Și aceleași populisme de doi bani. Asta poate să facă PSD-ul. El n-a fost în stare să construiască un centimetru de cale ferată. N-a fost în stare să construiască un centimetru de aeroport. Da, el știe să mărească alocațiile pe hârtie. Știe să îți dea niște bani la pensii, să-ți mai mărească salariile. Asta nu înseamnă, bă, fraților, investiție. Tot la fel murim. Nu mă interesează că pot să-i dau lui Fimiu 3 perechi de Pampers în plus. Sau pot să-i cumpăr 10 pungi de pufarin sau pachete de biscuiți în plus. Asta nu este democrație, nu este o evoluție și nu salvează România. Deci ei au în continuare un nucleu de imbecili pe care încearcă să-i satisfacă pe hârtie, vă reamintesc, și în rest toată țara se uită sceptică la ce propuneri fac. Pe mine mă interesează să investești, bă, PSD-ul care a zădărnicit condițiile astea, bineînțeles, pentru că nu avea altă opțiune politică. Nu putea să zică să dea din gură ca PNL-ul. Ar fi considerat că se duc lunile astea până la alegeri și nu pot să facă diferența. Deci ei nu puteau să fie pro-pandemie, pro-Europa, pro-sănătate, dacă PNL-ul era obligat să adopte regulile europene. Goată, vă reamintesc, dacă PSD-ul e la putere, PSD-ul ar fi spus ce spune PNL-ul astăzi. Nu știm 100% ce ar fi spus PNL-ul, e adevărat, dar probabil că ar fi încercat să-i determine pe oameni să nu respecte regulile. Este foarte probabil. Deci PSD-ul nu avea alternativă, ca să înțelegeți, el nu este cu oamenii. Da? Chiar dacă sigur încearcă să-și satisfacă nucleul ăla de o prostie ieșită din comun, de o prostie nemai întâlnită pe planetă de 30 de ani, nucleul ăla care i-a permis să existe, da, în toată această perioadă de 3 decenii. Deci el pentru ăia încearcă, pentru că știe că ăla este singurul lui ecou. Dar în această luptă politică, eu zic, nu le vin alegerile. Dă-le dracului de pandemii și de nu știu ce, că noi oricum nu înțelegem. N-am fost la școală. Noi nu înțelegem lucrurile astea. Noi am cărat niște genți, am pus viermele lui ăla în undiță, asta știm să facem noi. Și atunci au luat-o pe drumul ăsta, cum să creadă? Cu cât ești mai înapoiat, cu cât ești mai educat, mai prost, cu atât crezi mai puțin în ce se întâmplă. Crezi doar în Dumnezeu. Da, aia e foarte ușor, că aia ai luat-o de la mama, de când ai început să sugi, tu știai chestiile alea. Acolo nu s-au pus întrebări. Aici însă e o dilemă. Și atunci ăștia prost educați, cu puțină școală, sigur s-au raliat aceste idei a PSD-ului, dar nu face ca toată lumea, singura șansă a lor asta fiind de destructura un pic, fără să intereseze sănătatea omului. Dar nici aici, atenție, să nu invinuim până la capăt, pentru că în imbecilitatea lor nu știau ce e aia. Da? Ei nu cred nici acum 100% în ce se întâmplă. Chiar și dacă o să pățească ei, tot nu o să creadă. O să zică că așa a vrut Dumnezeu. Asta este. Și până la urmă tot vor merge pe ideea asta, pentru că n-au cum să se întoarcă, să se ralieze, să zică, a, știți, am greșit. N-au făcut niciodată asta. Deci, încă o dată, nu fi băgați prea mult în seamă numai pentru că au luat-o pe altă arătură. Era singura variantă de a opune o opoziție politică PNL-ului. Numai că, din păcate, iarăși am ieșit noi prost, cetățenii, pentru că nu-i vorba de dezvoltare, nu-i vorba de investiții, nu-i vorba de creativitate. Este tot un populism ieftin. Ei nu ne dau nimic. Nu fac să avanseze România trimițându-ne în stradă. Duceți-vă la mare liniștiți că ne ocupăm noi de voi. Lăsați-i pe proștii de la putere. Să venim noi, că după aia vă mărim de toate. Nu se poate mări nimic. Nu avem bani, nu mai suntem în epoca comunismului. Atunci strângeam cureaua, nu mai dădeam brânză și lapte
15 săptămâni la rând și să răsi... Erau banii. Astăzi nu mai poți să faci așa ceva. Da? Nu PSD-ul vă dă salamă sau pită. Nu vă mai dă. Bineînțeles că nu are de unde. Acum economia nu merge pe ce vrea domnul Marcel Ciolacu. Dar încă sunt oameni care cred în asemenea baliverne. Și oamenii ăștia n-au făcut o stradă. N-au făcut o potecă, bă. Da? N-au plantat un copac, bă. N-au purificat apa sau mediul cu nimic în 30 de ani. Le știu ei acum cu pandemia. Uitați un pic la domnul Ciolacu. De unde ar ști? Îmi place cum apar toți la televizor și astăzi era un idiot care îi răspundea lui Turcescu sau nu știu cui. Cum mă uitam eu la televizor, deci așa cum mă uitam, el era primul din stânga. Mamă, ce imbecil! Mamă, dacă eram în studio, două palme îi dădeam. Și dacă eram prin telefon în studio, tot două palme îi dădeam. Am văzut cum se face în desene animate. Ăla a venit și a spus așa cu... De-asta, era de-asta la putere, mi-am dat seama. El conduce destinele țării și a zis ceva de genul, păi da, era normal să crească exponențial numărul îmbolnăvirilor, că am dat drumul. Deci am dat drumul la economie, a zis idiotul ăla. Păi nu, domnule, nu e nici poveste așa. După care a dat exemplu țărilor din Occident. Nu, nicio țară din Occident n-a crescut exponențial numărul. Acum în Franța au murit astăzi 14 oameni, atunci mureau 600, 700 pe zi. Da? Erau zeci de mii de cazuri în Europa Occidentală, acum sunt câteva pe zi. Deci apropo de perioada pe care o dădea el exemplu. Că acum am dat drumul la economie și era normal să fie. Absolut deloc. Deci absolut deloc. Atunci am stat în casă ca proștii. Dacă atunci am fi respectat regulile cu strictețe, nu se ajungea la numărul de cazuri de acum. Dar România nu avea. Da? Știți ce nu avea? Pe sub masă, nu le putea prezenta, n-avea, se făcea de râs. Și atunci n-a avut altă soluție decât să se ia după unii. Ăia însă avea un plan. Noi nu. Noi am copia pe ei. Da? Planul lor a reușit, pentru că astăzi acolo lucrurile stau mult mai bine ca la noi, chiar dacă, sigur, e o revenire a coronavirusului, pentru că e perioada de vacanță, au ieșit tinerii pe stradă, bătrânii s-au cam curățat. Acum au ieșit tinerii, da? Care, sigur, nu respectă, trăiesc într-o altă lume, e secolul lor ăsta, nu al nostru, dar nu este tragedia din România. Țările alea stau, totuși, acum, da? Într-o situație de confort relativ, epidemia, în momentul de față, este ținută sub jug. La noi este începutul sfârșitului. Am mai nu cred în ce spun italienii, sigur, alea că România va ajunge Brazilia Europei. Nu ne lasă testele, vorba lui Tolontan. Da? Deci iată că la 21.000 de testați avem 1.000 de cazuri, la 7.000 de testați avem 1.000 de cazuri. Nu o să ajungem niciodată la 50.000 de cazuri pe zi. Pentru că nu se poate în România. Iar escrocheria națională va zădărnici cifrele astea. La noi, unde se fură absolut orice, se vor fura și cifre la un moment dat când nu vor mai fi soluții. Dacă nu, cumva, au început deja să se fure. Deci noi trebuie să ne așteptăm și la asta. Acum, nu vreau să credeți că, aoleu, fii atent că nu mai crește numărul. 1100 și mâine, 1050, 1000, nu știu cât, ai 1200 maxim. Nu, asta nu înseamnă că nu sunt mai multe. Iată dovada, încep ziarele să-și pună problema. Facem noi cumva ca să nu apărăm în Europa ca ultimii oameni. Deci nu o să lăsăm cifrele astea, că asta e. Noi le facem, noi le mințim. Așa facem de 30 de ani, ăsta e stilul nostru. Dar asta nu înseamnă că situația va fi controlată. Cine să o controleze, bă, tătarul? Cine să o controleze, bă, Vela? Da, unde sunt nenea ăștia, bă? Că nu i-a mai văzut nimeni, bă. Înțeles că președintele Iohannis se întoarce totuși mâine în discreție la Palatul Cotroceni. Cred că a fost plecat o săptămână, mai pleacă o săptămână și în august. Se întoarce, că am înțeles că primește niște ambasadori pe la Cotroceni, deci s-a întors un pic, nu putea să nu respire și el un strop de aer curat, că merita, la cât am muncit în pandemie și cum i-au ieșit toate rezultatele, a zis, mă duc și eu o săptămână, firea ți-a dracului de nenorociți, că nu de-aia am venit la Cotroceni să stau să muncesc și vara. Mă duc și eu o săptămână, voi stați acolo, că-ți muriți, muriți, asta e, nu-i treaba mea, e treaba PSD-ului. Sigur, și eu o să dea vina pe PNL. Da, au și spus. Păi din cauza PNL-ului, dacă eram noi, nu, n-a zis-o Ciolacu deja de 1000 de ori. Eu, dacă eram, deci asta va fi veacul vecilor. Și procurorii secolului 22 vor decide. Da, nu e un caz pentru noi. Da, clasăm. Nu sunt indici suficienți care să nu. Clasăm. Era PNL-ul cu PSD-ul. A mai vrut Nea Traian atunci.
atunci să candideze. E un secol de atunci. Hai, s-a prescris. Bun, publicitate, ne întoarcem imediat.